Stimați prieteni mass-media, bună ziua! Bine v-am găsit în incinta Cinea. După cum cunoașteți, astăzi s-a desfășurat o operațiune legată de Primăria Municipiului Chișinău și Inspecția de Stat în Construcții. Țin să vă aduc la cunoștință următoarele. Deci, la începutul anului curent, Centrul Național Anticorupție s-a autosesizat în privința comiterii unor ilegalități la procedura de dare în exploatare, de recepție finală a unor încăperi sau construcții. Ca rezultat, a fost intentat un dosar penal. În cadrul acestui dosar penal s-au efectuat un șir de măsuri procesuale, inclusiv cu caracter secret. După acumularea materialului probatoriu necesar, în comun cu Procuratura Anticorupție, s-a luat decizia de a efectua percheziții la persoanele care au fost antrenate în ilegalitățile comise. Ca rezultat, au fost efectuate 12 percheziții astăzi, la domiciliu, în birourile de serviciu, automobilele persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor. În perioada de documentare s-a reușit să fie descoperite mai multe infracțiuni. Aceste infracțiuni sunt legate în special de urgentarea perfectării și eliberării actelor pentru privatizarea încăperilor nelocuibile, urgentarea și eliberarea actelor de schimbare a statutului zonelor terenurilor și perfectarea și eliberarea actelor pentru recepția finală a obiectivelor. În cadrul mai multor dosare penale care au fost intentate, în total 10 la număr, se examinează infracțiuni de dare și luare de mită, corupere activă și corupere pasivă, trafic de influență, depășirea atribuțiilor de serviciu și falsă în acte publice. Ca rezultat a efectuării operațiunii de astăzi, au fost reținuți în calitate de bănuiți în săvârșirea diferitor infracțiuni în dependență de modul în care au participat la ele, șeful adjunct a Direcției Generale Arhitectură și Urbanism și Relații Funciare a Municipiului Chișinău, a Primăriei Municipiului Chișinău, viceprimarul Municipiului Chișinău, un inspector principal din cadrul Inspecției de Stat în Construcție și două persoane fizice intermediari ale actelor de corupție depistate. În cadrul investigațiilor s-a reușit documentarea faptului mituirii persoanelor publice. Suma maximă a mitei care a fost transmisă este vorba despre 12.000 de euro. Dar aceasta nu este unica sumă care a fost transmisă pentru comiterea ilegalităților respective. Persoanele au fost reținute pe un termen de 72 de ore. Se află la moment în custodie Centrul Național Anticorupție. Domnul viceprimar este acum dus la spitalul de urgență, a solicitat asistență, ajutor medical, noi am chemat echipa de urgență, acum este dus acolo pentru investigațiile necesare. Persoanele sunt reținute pentru 72 de ore, în acest termen procurorii urmează să decidă dacă vor înainta învinuirea și respectiv dacă vor cere instanții de judecată, aplicarea măsurii preventive sub formă de arest. Cu detalii suplimentare, o să revenim, cred că, atunci când persoanele deci vor avea statut de învinuit, dacă vor avea. Cam asta este ceea ce am vrut să vă spun și sunt gata să răspund la întrebări, dar doar de concretizare, vă rog. Dacă aveți. V-am spus că detalii referitor la fiecare persoană în parte ce îi se incriminează, o să cu aceste detalii o să revenim după ce le va fi înaintat actul de învinuire de către procuratură. Deci v-am spus, este vorba despre șeful adjunct al Direcției Generale Arhitectură și Urbanism, Relații Funciare a Primăriei, viceprimarul, un inspector principal al Inspecției Stat în Construcții și două persoane fizice, care erau intermediari între beneficiarii actelor respective. Nu, mai multe blocuri au fost, în total, au fost depistate 10 acte de corupție legate de evenimentele pe care vi le-am descris, de urgentarea perfectării anumitor acte. Toate aceste dosare au fost conexate într-un singur dosar și deja fiecare este atras la răspundere penală în calitate de bănuit pentru în măsura în care a participat la unul sau altul. În perioada documentării este vorba despre infracțiuni documentate în momentul săvârșirii lor. Spuneați că ar putea fi suma mult mai mare, cam cât mai mare? Dublu? Cea mai mare sumă documentată a fost de 12.000 de euro. Alte întrebări? Doar aceștia sunt bănuite sau sunt documentați și alte persoane? Nu vă pot răspunde la moment această întrebare. Când o să finalizăm dosarul, o să vă spun dacă o să mai fie alte persoane atrase la răspundere. Sunt blocuri de locuit obișnuite, da?
chestiuni legate de construcție. Este vorba despre blocuri de locuit, încăperi nelocuibile, privatizate. În cazul în care medicii vor insista asupra necesității tratamentului în staționar, deci dumneavoastră va fi luat, ei se va asigura bază și atâta timp cât este persoana reținută se va afla în instituția medicală necesară. Dacă procurorul va solicita și instanța va dispune arestarea persoanei, persoana va fi transferată pentru tratament la spitalul penitenciar. Dacă nu va necesita tratament staționar, o să fie deținut în izolator cinea.